Echipa masculină de polo Steaua București este aproape de cucerirea primului trofeu al acestui sezon. Elevii lui Aurelian Georgescu au de înfruntat până în finala Cupei României, care va avea loc duminică de la ora 12, astăzi, pe Crișul Oradea și sâmbătă pe Sportul Studențesc. Marius Țic a cucerit în urmă cu 2 ani Cupa României cu Steaua, dar a evoluat și în finala de anul trecut, câștigată la penaltiuri de cei de la CSM Digi Oradea. Suntem pregătiți 100% după părerea mea. Jumătate, să zic așa, din echipa noastră a participat la turneul preolimpic de la Rotterdam. Deci avem câteva meciuri în picioare jucate în acest fel. Suntem pregătiți, jucăm în bazinul propriu. Obiectivul nostru este ca de fiecare dată să câștigăm Cupa României. Favorite în acest turneu, să spunem, pentru disputarea finală suntem, bineînțeles, noi și CSM Digi Oradea, pentru că în ultimele 12 ediții, cel puțin, noi am disputat împreună cu ei finala. Unul dintre cei mai buni poloiști ai roșalbaștrilor în acest sezon, Tibi Negrean, s-a format la Steaua de la vârsta de 12 ani, dar a jucat în trecut și pentru CSM Digi Oradea. Urmează primul obiectiv în acest weekend, unul foarte important, Cupa României, și suntem cu toții foarte motivați și dornici să readucem cupa în Ghencea. Am jucat mulți ani la Oradea, dar am jucat în același timp și la Steaua, înainte de a fi la Oradea. Nu simt absolut nimic, fiecare meci îl tratez ca atare. Acum ei vor fi adversarii mei, după meci ne putem întâlni, să bem o cafea. Suntem în continuare prieteni, dar în apă, la meci duminică, ei vor fi rivalii noștri. După ultimul antrenament al echipei, Tibi s-a relaxat alături de fiul său, care pare și el îndrăgostit de apă încă de mic. Forța Steaua! Așa! Așa, la meciurile din acest weekend ale echipelor de volei, fotbal și polo ale roșalbaștrilor vor fi așezați în tribună 101 ursuleți pentru a-i reprezenta pe copiii cu probleme oncologice din România. Vor fi 101 ursuleți pentru o cauză caritabilă pentru copiii care au cancer. Vom juca și pentru aceștia și îi așteptăm cu tot dragul, după ce pandemia va trece, să vină la meciurile de polo, unde îi vom primi cu brațele larg deschise.